Salut! Se apropie primăvara și trebuie să ne ocupăm de răsaduri. Pentru a ne produce răsadurile necesare cultivării grădinei, avem nevoie de semințe. Dar întrebarea mare este de unde luăm aceste semințe? Semințele achiziționate din supermarketuri, din centrele de vânzare specifice ale acestor produse, sunt din străinătate. Concret, aceste semințe sunt din Bulgaria sau, în alt caz, din Olanda. Semințe din România nu se mai găsesc. Din nefericire, România nu mai produce semințe, cel puțin pentru sectorul de hobby. Așa că, de unde facem rost de aceste semințe? Dacă nu ați observat, eu vă spun din experiența proprie că am încercat să păstrez semințele de la roșiile și ardeii pe care i-am obținut din răsadurile cumpărate din piețe. Aceste răsaduri și acestea vin din străinătate. Se pare că marea majoritate vin din Olanda, dar și din Bulgaria. Chiar dacă vânzătorii sunt din zone legumicole cu tradiție, precum bazinul legumicol Olt sau bazinul legumicol Galați, aceste răsaduri sunt produse pe scară largă în străinătate și sunt importate. Ce este de făcut? Păi, dacă obținem semințele, dacă recoltăm și păstrăm semințele de la fructele, la roșiile produse din aceste răsaduri, aceste semințe sunt sterile. Eu am pățit-o. Am păstrat semințele, iar în primăvara următoare, când le-am pus în pământ, acestea nu au germinat. Sau au germinat foarte puțin și nu au rezistat. Ce este de făcut? Trebuie să căutăm semințe românești care nu sunt modificate genetic și care au păstrată informația genetică de multiplicare în timp. Am să vă dau o sursă deosebit de bună și deosebit de serioasă. Se numește Banca de Resurse Genetice Vegetale Mihai Cristea Suceava. Am să vă las în descriere linkul de unde puteți contacta această bancă națională de semințe. Eu am descoperit-o în urmă cu 7 ani, când am comandat pentru prima dată semințe la această bancă de gene. Și anul acesta am participat la campania pe care aceștia o au de înscriere pentru primirea de semințe. Sunt 2 campanii anuale, una în primăvară și una în toamnă. Aveți detaliile în linkul din descriere. Ieri am primit plicul de la Suceava. Haideți să vedem ce conține acest plic. Să pornim. Vedem sus că avem Banca de Resurse Genetice Suceava. Un plic normal expediat prin poștă. Ia să vedem ce am primit. Ia uitați ce comoară. Avem fasole agățătoare. Suceava, capul codrului. Suficiente bobițe pentru a le pune în pământ și din acestea să obțin fasole pe care să o păstrez într-un anul următor. Următorul pliculeț, fasole agățătoare boabe, Suceava, Corocăiești. Originea probei, deci pe bilet
avem trecută și zona de unde au fost recoltate, adunate aceste minunății. Tomate mari. Sunt câteva semințe, 15 semințe de regulă. Dar sunt suficiente. Puse în, la germinat, vom obține răsadurile necesare. Următorul pliculeț. Avem aici tomate tip Capia, recoltate din Timiș, Dudești Vechi. Acestea de dinainte sunt din Sibiu, Săliștea. Următoarea, tomate mari. Sibiu, Sursa, Porumbacul de Jos. Următorul pliculeț. Tomate mari, Alba, Fărău. Deci mi-au trimis oamenii 2, 4 pliculețe, 5 pliculețe numai cu roșii. Tomate trestuțe, ia uitați, din Republica Moldova, nemțeni. Și aici avem fasole agățătoare, păstăi, mov, vaslui, lipovăț. Suceava, fasole pitică pentru boabe, lucăcești. Deci avem aici o comoară. O comoară primită în mod gratuit de la această societate extraordinară de patrimoniu care păstrează patrimoniul genetic al României. Vă îndemn cu convingere să contactați această firmă, să vă exprimați interesul pentru produsele pe care aceștia le distribuie și să plantați în pământ aceste minunății pe care le veți primi de la ei și să păstrați în continuare ca zestre genetică aceste produse. Pentru că curând, foarte curând, în câțiva ani, noi românii vom depinde exclusiv de produsele din străinătate. Acestea au fost produsele pe care le-am primit. Eu le-aș spune deja comori, comori de tezaur, pe care le-am primit de la Suceava. Vi le-am arătat și vouă. Voi avea mare grijă de aceste semințe, le voi planta pentru a obține produsele necesare ca sursă de hrană, dar și ca sursă de perpetuare genetică a acestor plante românești, cu gustul românesc, cu aroma pe care o știm unii dintre noi din copilărie, din copilăria mai îndepărtată, când bătrânii, bunicii noștri, păstrau de la an la an semințele, își produceau răsadurile și astfel aveau în grădină legume cu un gust deosebit de bun și foarte sănătoase. Atât pentru astăzi, atât am vrut să vă arăt. Contactați firma din Suceava. Și înscrieți-vă atunci când aceștia permit înscrierea. Luați produsele și perpetuați-le. Haideți să gândim și să acționăm românește. Să ne asigurăm securitatea alimentară de care avem atâta nevoie. De jur împrejurul nostru sunt tot felul de conflicte armate, războaie, boli. Dacă nu avem resursa alimentară proprie, vom fi la mâna sorții și nu va fi bine deloc pentru noi. Trebuie să transmitem această zestre genetică și generațiilor următoare, pentru ca și ei să știe ce gust trebuie să aibă o roșie, ce gust trebuie să aibă fasolea și toate produsele ardeiul și toate produsele românești care provin din semințe românești
care sunt crescute în sol românesc și cumpărate de români. Până data viitoare, multă sănătate și aveți grijă de voi. Ne vom vedea în grădină atunci când timpul o va permite. Numai bine!